la televizor că sunt 60 de mașini, 60 de camioane. Sunt 160 care stau pe dreapta. Zilele trecute am văzut că mergea mai greu. Merge foarte greu, în continuare foarte greu. Deci de noapte, de la ora 10, sunt 12 ore, 13 ore, da? Până acum, e 11 jumate, da? Deci nu se poate așa ceva. Dar v-au anunțat de ce se merge așa greu? Nu a spus nimeni nimic, când ajunge aici se cere pentru scanare, buletin, permis, CMR, tot ce trebuie, licențe sau... Am înțeles. Da. Asta este, ăștia sunt, nu avem ce să facem. Asta e țara noastră. Mai bine coloana sau tot așa prost? Aseară de la 10. V-a anunțat până la urmă care e problema de vă mușcați așa? Absolut nimic. Am mutat așa cu kilometru, cu kilometru, fără niciun fel de explicație. Nu știm ce se întâmplă. Să fie oare devine nou sistem de scanare și de... Nu văd ce ar fi de vine, pentru că ar fi trebuit să aducă mai mulți funcționari, sau mă rog, aparate pe alea. Doar... S-a mai trecut să prin... mai deschidă încă o bandă sau cel puțin două pentru firul? Văd că sunt deschise două, dar nu știu de ce merg așa greu. Nu știu de ce merg așa, că doar s-a mai trecut prin vămile astea și s-a luat CMR-uri la verificat, s-a luat taloane, deci nu e prima dată când se verifică actele de proveniență ale mărfii sau ale mașinii, dar nu mi-e simplu. Până nu ajungem acolo, nu știm ce se întâmplă. Am înțeles. Nu știu românește, turkiș. Ba, kigun yolda problem çok. Problem? Problem. Câte zile? Câte ore? Câte gün? Ai staționare până la vamă. La vamă, la droga, spai. Problem çok camion var. Camion. Ok. Dar nu